În cadrul cenaclului literar Mihai Eminescu din New York, în 21 iunie, în sala de spectacole a elegantului restaurant Bucharest din Sunnyside, a fost lansată cartea În căutarea magicianului alb, care conține un interviu de suflet și credință al doamnei Carmen Firan, luat Stefaniei Magidson. Cartea a apărut în fundația editură Scrisul Românesc de la Craiova în anul trecut. Despre carte și despre semnificațiile profunde reieșite din răspunsurile doamnei Stefania Magidson au vorbit personalități de seamă ale culturii române. Președintele Cenacrului, profesor universitar dr. Teodor Damian, directorul revistei și al editurii Scrisul Românesc, Florea Firan, profesorul și scriitorul dr. Dumitru Radu Popa, doctorul și scriitorul Adrian Sângiorzan. În final au vorbit cele două autoare. Am asistat la un eveniment literar remarcabil care adaugă o pagină luminoasă în contextul mai larg al culturii române din diaspora americană. Avem marea plăcere să o salutăm pe Stefania Magidson, născută la Brașov și stabilită în Los Angeles, autoarea primei ei cărți, În căutarea magicianului alb, un dialog cu mine, Carmen Firan, un dialog pe teme de psihologie spirituală și care are și o provocare majoră. Cartea, de fapt, vorbește despre cum să ne îndeplinim visele. O carte specială, un dialog relaxat și îmi face mare plăcere să nu numai să-i spun bine ai venit, Stefania, în rândul comunității românești din New York. Ea vine din România după un turneu de lansare a cărții la București, Brașov, Cluj. A făcut un stop special la New York și iată, într-o sală arhiplină în această seară, în mijlocul comunității românești, o să ne spună cum a adus magicianul alb, cine este magicianul alb și importanța acestei cărți pentru cititorii români. Cred că magicianul alb nu s-ar fi născut dacă Carmen Firan, care este o bună prietenă, nu ar fi recunoscut în primul nostru articol pe care l-am scris împreună, aproximativ cu 2 ani înainte, niște răspunsuri, ca să o citesc pe ea, cu bătaie lungă și mai nonconformiste, care i s-au părut mult mai profunde și mult mai deosebite decât la ce se aștepta ea. Și iată că un articol s-a transformat în 4 articole publicate în revista Scrisul Românesc și pe parcurs s-au mai adăugat încă 10 și iată am avut 14 capitole și s-a format cartea În căutarea magicianului alb. Magicianul alb este de fapt acel eu mai înalt dinăuntru nostru, acea parte din noi care este mai departe de cele 5 simțuri și care este în contact continuu cu legile nevăzute ale Universului. Da, e o carte care vorbește despre succes, fericire, feminitate și feminism, despre ce se întâmplă în spatele ușii de la dormitor, despre moarte, despre viața și eternă, despre reîncarnare, despre samsara, care este ciclul existenței. Vorbește despre lucruri pe care toți le știm și vorbește simplu despre lucruri importante. Sunt foarte fericită că am putut face împreună acest volum și pentru mine a fost o mare surpriză. Editura Scrisul Românesc a scos un volum splendid, care poate fi comandat și pe Amazon și pe librărie.net, site-ul Amazonului din România. Și ce mai vreau să te întreb, Stefania, este cum ai lega această carte de existența ta pe toate planurile. Desconspir ceea ce probabil că unii știu deja, ea este președinta fundației Blue Heron, o fundație făcută pentru susținerea de burse universitare pentru copiii care nu au posibilități materiale din România și aș vrea să ne vorbești un pic despre fundația Blue Heron și legătura cu această carte.
Da, deci fundația Blue Heron este de fapt un vis interior pe care l-am manifestat pe planul fizic. Cartea vorbește despre anumite noțiuni din psihologia spirituală aplicată, însă ceea ce este frumos despre ea este faptul că nu este doar o filozofie așa ca un nor. Avem multe exemple în carte din viața proprie și mai ales din cum am clădit această fundație și cum ea continuă să dea foarte multe roade în România prin susținerea tinerilor care provin din centrele de plasament. Deci tot ceea ce se vorbește în carte este mai mult decât o teorie, a fost pusă în aplicație și funcționează. Îți mulțumesc, sper să intrați în posesia acestui volum și sper să vă informați mai mult despre Fundația Blue Heron. Iată că există români de excepție și Stefania este unul dintre ei, români de excepție care oriunde s-ar afla, aduc României spiritul bun, tolerant, înțelept, înțelegător, generos. Eu astea toate le-am văzut în Stefania și de aceea împreună am considerat că merită să dăm și celorlalți câte puțin din ceea ce ea produce, tăcută, discretă, dar cu ecouri foarte mari.